Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieții și bine ați venit la un nou draft pe canal. Vă mulțumesc din nou tuturor pentru susținerea senzațională către această serie. Clar, seria voastră preferată de pe canal. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să vedeți cât mai multe episoade din această serie și de asemenea lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi ce alt fel de clipuri ați mai vrea să vedeți pe canal. După cum vedeți, avem vreo 100.000 de coins până acum strânși. Cred că avem și mai mulți, însă nu am vândut încă toți jucătorii. Stai că mi s-a deconectat controlul. Gata, s-a conectat la loc. Hai să intrăm în draft. Hai să facem un draft fără Ronaldo și fără Messi. I-am folosit mult prea mult trecut. E ușor de câștigat cu ei, cel puțin pentru mine. Câștigăm mai mereu. Uite ce avem. Avem 4-3-3 defend, 4-1-4-1, 5-3-2, 4-5-1 și 4-3-3 attack. Hai să mergem pe 4-3-3 attack, să vedem ce putem să construim. Mamă, mi-l... Nu pot să mă abțin. Nu mă pot abține, băieți. Nu pot, o să apăs pe el. Cum mă pot abține? E prea bun, l-am luat. 99, nu pot să... refuz în asemenea card. Nu ai cum. E după aia că avem ghinion în timpul jocului dacă refuzăm asemenea jucători. Ne dă pe Costa, la Cazet, Mertens, Aubameyang cu 98 la pace. Ce nebunie este asta. Ar face cu Costa Cam, dar nu am ce să fac cu Costa în echipă. Mai degrabă îmi cumpăr, iau un Aubameyang și vedem noi pe parcurs cum facem linkurile. Mbappé, păi numai jucători de ăștia deosebiți mi-a dat. Dar nu prea se leagă Mbappé aici. Cu Sterling s-ar lega Salah, Mane sau Pedro. Cred că îl iau pe Mane. Hai să vedem următorul giocatore. Da, s-a terminat. Infon Rooney, ok, hai că merge cu Rooney. Merge cu Rooney, bine băiete. Fundașul dreapta, Aurier, Semedo, Tickmeyer, Juanfran și Kimmich. Aurier clar se potrivește aici. Restul nu au ce să caute. Să vedem și următorul jucător, Naldo Varane, Martinez, Sergio Ramos, Team of the Year, mamă mia! Ce nebunie, într-adevăr, ia Spilicueta care face chemistry, dar iau pe Ramos, îl mumpă partea cealaltă și vedem ce și cum. Poate ne pic altul, nu puteam să refuz, Team of the Year, Ramos, frate, wow! Și mi-l dă pe Varane acum! Francez face super cu Ramos! Greu, Glick, Tah, Toprak, oricum n-am pe ce să iau altcineva, îl iau pe Varan. Hai că avem destul chemistry și pe partea aia. Jordi Alba in form, e cred că unul dintre cele mai tari drafturi pe care le-am făcut până acum. Următorul, Kovacic, Conte, Team of the Year, mamă mia! Ce e asta, o viță? Nu pot să-l refuz pe Conte, Team of the Year, nu am cum să îl refuz, trebuie să-l iau și vedem noi după aia cu chemistry-ul ăla nebunatic ce facem. Garcia Vasquez, Eriksen de 90, da, aici îmi trebuie Vasquez, ăsta am nevoie de Vasquez să-l mut pe partea lui Ronaldo să mai ia și el chemistry. Avem și pe Garcia, trebuie să-l iau pe Vasquez, trebuie să-l iau pe Vasquez și am mai făcut și noi un picuț de chemistry. Greuță combinație. Portarul, să vedem și portarul. Farman, Trap, Lopez, Costil. Mamă, mi l-a dat pe De Gea, fratele meu. Ar sta în 7, e inform, e mult prea bun ca să nu-l iau. Deci, nu o să avem full chemistry. Dar n-am cum, frate, sunt jucători mult prea bun ca să nu-l iau. Poate lipim cumva acum cu rezervele. Mi-a trăit cineva de la Real Madrid. Dar ne-l dă pe Depay, frate. Prea nu ce să fac, ok, îl iau pe Depay. Următorul. Giuliano, Higuain, Müller, Yarmolenko, De Marcos. De Marcos, dacă îl iau și ba pe partea dreaptă, e posibil să facem senzație sau nu? Na, îi dăm decât lui Ramos 10, dar coboară restul, nu? Da, hai să vedem cum o combinăm pe asta, chiar nu dau seama. Sturridge, Sergio Roberto, nu mai ne interesează. Corchia, Frances pe partea aia, care să facă, nu mă interesează.
Iau de aici, ok, Sturridge doar pentru că e cel mai high rated. Salah, Hazard. Ok, dă pe Hazard. Interesant, interesant ce avem aici. Probabil că îl iau pe Hazard pentru simplu fapt că e high rated și e foarte bun super sub. Pam, pam, pam. Fekir, Wood, Insigne, Dzeko. Nu prea mă încântă niciunul, n-am ce să fac cu ei. Wood ăsta e din Premier League, îl iau pe Wood. De ce? Nu mă întrebați. Nu o să avem full cam. Nu cred că o să avem full cam la draftul. O să avem jucători senzaționali. Alex Vidal, Jefferson, Otamendi, Sacco. Nu pot să refuz. N-am ce să fac. Îl iau pe Alex Vidal. E greu să mai intre cineva să mai facem chemistry. Boat. Marcelo! Team of the year. Cicu, e greu să mai intre cineva să facem chemistry și-mi intră Marcelo. Team of the year. Haide, Marcelo. Scoatem pe Jordi. Am făcut 10 la Ronaldo. Senzație. Mijlocaș, ceva de la Real Madrid. Real Madrid, nu pe Kipciu. Îl iau pe Kipciu doar pentru că este român. L-am luat. 3 jucători. Rămași aici. Casemiro, pele, pele, pele. Mamă, 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 ce nebunie. Mamă, ce nebunie de draft, frate, ați luat o rază. Dacă îl iau pe case, fac full cam la este, iar mi s-a deconectat controlul. Mă, Oviță, fii mă, Oviță, cred. Pele, ești nebun, Oviță, de 98, n-am cum să nu-l iau. Nu am cum să nu-l iau. Oale, nebunie. Wow, 93. Vai de capul meu, ce senzație de echipă avem. De ce ne mai pică? Defoe, Wright Phillips, Jovetic, Zarate, Hilton. Jovetic că e mai așa, mai high rated. Avem ceva de, la, de pe Premier League pe care aș putea să folosesc. MLS Premier League, Defoe, englez și să mutăm Rooney acolo, nu? Pentru chemistry. Interesant, ia să vedem. Deci dacă l-aș lua pe Defoe, aș băga aici și aș veni cu Rooney așa, facem combinație bună. Da, da, hai că am învățat o viță drafturi. Băi, ești nebun, am învățat o viță drafturi. Și după aia, minutul 1, scoatem Defoe, zic eu, da? Vedem, haide! Următorul jucător. Lemar, Cuadrado, Ansaldi. Nu prea mă încălzește niciun jucător de aici. Aio, ăsta e de la Swansea Premier League. Am luat pe ăsta. Hai să vedem și un portar de rezervă. Nu mă interesează Asensio, ăsta ar lua full chem, frate. Am luat 100 chemistry, așa, vezi? Am luat 100 și am stat în 10 cu 10 la toți 3 aici pe fund. În rest ar sta 7 Sergio, 7 De Gea și 10 Varane. Dar, dacă mut eu Varane așa, tot pe 7 stă, mă. Chiar dacă ia de la ăsta de la Kante. Și dacă băgăm pe De Marcos pe partea asta aici, cum ce se întâmplă? Ia 10, 7, 7. Ia oricum stau în 7, frate. Oricum stau în 7, nu? Oricum 10, dar pot să-i dau lui De Marcos? Nu pot să-i dau 10 pentru că nu. Deci așa stau în 96 și dacă îl bag pe Aurier tot în 96, pentru că stau aia pe 7, 7, 7, 7. Dar în schimb îi dau lui Ramos 10. Bun, e bine așa. E super echipa, frate. Și ne mai trebuie acum un manager. Un manager care să ne ajute să facem 100 chem. Ernesto Valverde din La Liga ne dă 98. 98 și ăsta, Unai Emery 98. Mamă, dar mi-a dat o grămadă din Spania. Luăm pe Ernesto Valverde și e unul dintre cele mai tari drafturi pe care le-am făcut până acum. Top players, uitați-vă și voi. 97, 98, 99, Ramos, Pele, Ronaldo. Wow, super, super draft. Hai să vedem și primul adversar. 4-2-3-1, Shearer, Isco, Rui Costa, Team of the Year, Marcelo. Interesantă echipă, dar a noastră e peste ea. Hai să vedem Pele. Blocat acolo în ultima secundă. Ronaldo, știi că mingea rapid. Marcelo, singur cu portarul. Marcelo, ce ratare, nu așteptam de la Team of the Year Marcelo să rateze din acea poziție. Mare, mare ratare. Bun asta pentru Mane. Mane, încă o ratare, frate, dar în draft. Deci doar ce am înregistrat un episod pentru canalul limba engleză. Băi, puține ratări și acum în draft. Fac ratare după ratare după ratare. Foarte ciudat e jocul ăsta uneori.
Frumos. Am intrat în combinație cu Ronaldo. Hai Cristiano! No! Aoleu, Ronaldo, ce a fost cu pasa aia? Pasă printre pentru Cristiano Ronaldo? Poate în final marcăm? Nu cred, frate, că ți-a apără portarul ăsta așa. Nu cred. Ce tâmpenie. Ronaldo poate, acum, în final, 1-0 între 34, asta dăm de mult. Asta e bună pentru Cristiano. Oho, ce intrare dură. Din partea lui Otamendi și e penalti, avem șansa să trecem cu două goluri în fața adversarului. Să vedem, execută Pele. Jos și gol, 2-0 între 39. Ronaldo, 3-0 între 45. Superb. Cristiano 4-0 minute 54. Magnific jucat. Ronaldo de la mare distanță, un pic prea sus șutul. Și da, marchează și el golul de onoare. GG. Cristiano, 5-1. Pele centrează la lung pentru Aubameyang, care nu reușește să câștige duelul aerian. Mamă, Marcelo, fault sau s-a terminat? Da, s-a terminat meciul, victorie convingătoare în primul meci. Hai să continuăm cu sferturile de final. Următorul adversar, 4-3-3-3, Team of the Year, Bonucci, Team of the Year, Daniel Alves, Benzema, Ronaldo, Messi, echipă tare și pentru el. Pele peste poartă, din păcate. Fineșata lui Pele. Wow, Courtois cum a salvat-o pe asta. Mi-aduc aminte, avem probleme împotriva acestor portari înalți. Prea ne intră șuturile de la distanță cum am vrea noi. Vedem pe Ronaldo pe contraatac. Finesul acesta? Nici acesta. Bine mă, Courtois, mă. Mamă, ce bine a stat, am făcut un fade abonat frumos, dar avem nevoie de mai multă forță, precizie la șuturi. Marcelo ratează intercepția. Cristi, nu, cu poarta goală, frate! Wow, ce nebun, Mane acum finesse shot peste bara transversală. Ce ghinion, din păcate. Cristiano, în final, 1-0, superb! Hai Ronaldo! Wow, ce ratare și acum! Ratăm mult prea mult în draft, din păcate. Moss. Pele! Ho! Cum am ratat, frate, din nou? Bă, în draft sigur e un pic gameplay-ul diferit, nu se poate se rateze chiar atât de mult. Pele de la distanță în blocaj, minge înapoi la noi, Marcelo în blocaj, Pele, wow, ce șut slab al lui Pele. Am o fi serios. Hai mă că nu se poate să dai așa ceva. Ce tâmpenie, frate, s-a avut un șut, mă. S-a avut un șut și a dat un rahat din gol de 7 respinge și noi nu putem să dăm gol. Bă, frate, ce tâmpenie de joc este, uite-l, a dat nici el nu știe cum. Marcelo, 2-1, imediat, bine mă!
Pele, pele, la lung, 3-1, nicio șansă pentru portar. Intercepția lui Hazard, trage un blocaj, cum? Pele, doamne, cum a apărat-o frate ăsta? S-a părut că am tras destul de bine, pare nu. Ronaldo, peste bară din păcate. Ronaldo, de la distanță, 4-1, 71, superb gol! O, 4-2, bravo, bravo, frumos gol din partea lui. Pele în careu, 5-2, minunăție de control al mingii. Pele încă o dată, 6-2, magie, genial Pele. Și da, rage quit, hai în semifinale. Hai să vedem următorul adversar din semifinale. 4-4-1-1, l-are pe Laudrup, Aubameyang, Dybala, Matuidi, De Bruyne, Silva, Benatia, De Vrij, cred că e ăla, Andanovic în poartă, Aurier. Decentă echipă. Mamă, uite la Pele cum se duce, uite la Pele. Oh, magie din partea lui Pele, da. E blocat în ultima secundă. Pele cu stângul, un blocaj. La scur se știe pentru Ronaldo. Cristiano. Hai Ronaldo. Of, Andanovic salvează din nou. Pele în careu, trebuia să intre. Dacă stai atât de defensiv și de pasiv, n-ai cum să nu primești gol până la urmă. Marcelo dă și el în final un gol, minutul 29. Marcelo cu golul. Haide Hazard, haide acolo, ia să te vedem ce știi. Prea mult o viță, prea mult ball roll acolo, nu trebuia. Marcelo, meciul lui oare? Pele, un blocaj odată, sare mingea înapoi la el și Vertonghen ăla se apără ca un zeu, frate. Se aruncă pe jos, pe sus, face de toate. Cristiano, parcă a fost teleghidată mingea cum s-a dus drept în vinclu. Și avem rage quit. Bineînțeles, hai să mergem la meciul din finală. Oh, 5-2-2-1 în finală. Neymar, Bale. O să fie destul de dificil să trecem de 5 fundași. Nu-mi place să joc contra 5 fundași. Aoleu, cum merge? Aoleu. Merge Belea, haide, driven, trebuie să dăm neapărat gol primii pentru că merge foarte, foarte prost. Framează așa, nu știu ce nebile are, Bele, poate de la distanță, wow, cum a trecut ăsta pe lângă bară. Bele, poate acum, băi, nu suport mă că dăm fundaș, frate, de ce oare dă așa în fundaș, hai Marcelo, în blocaj, ok, avem corner, măcar atât. La scurt, dai și tu una Ronaldo în final acum? Mamă, cum a trecut de viată, cred că a fost. Poate acum, Cristi? Sau oricine altcineva, nu mă supăr. Asta e păpădie, frate, a aruncat el mingea așa. De asta și-a și luat 5 fundași. Păpădie de n-ar fi. Pele, pele, pele! Minunat! 1-0, minutul 8. E păpădie ăsta. Lasă, n-are, nu cred că are vreo șansă. O, Ronaldo! Și un lob care e salvat! Marcelo, blocaj! Cum n-ai pe lui, frate? Ce frumos era dacă intra lobul ăla. Mane, nu-l lăsa pe el.
Bă, hai mă. Pelen, din nou într-un blocaj dintre ăsta aiurea al fundașilor. Poate și acum blocaj nu mai e, frate. 2-0 tot 13, lejer de tot. Și e rage quit. E rage quit, bineînțeles, am fost clar superiori. Adversarului 10 șuturi în 12 minute, frate. Dintre care 5 au prins cadrul porții. Hai să vedem premiile din acest draft. Rare player stack și gold pack. Băi, da, mă așteptam și eu totuși la ceva mai deosebit. Să ne pice și nouă. Și ia să vedem. Ok, wow, nu e nici board, nu e nimic. Era, era gold doar, niciun. Băi, ești nebun, nici măcar rare gold. Hai asta cu player's pack. Haide, bă. Hai, băieții. Haide. Măcar ăsta să fie ceva bun. Board nu e inform, dar este spaniol striker, atacant de la Athletic Club. Omului a dorit de 84. Costă ceva, dar așa, așa, așa. Hai să vedem pe Footbin. Bă, rare players, asta ar putea să costă tot ceva. Duriz decent. Ia, hai să văd cât costă. 4600. Nu e chiar atât de dezastros. Nu se deconectase iar controllerul. Reina, Cesni. Băi, dar nu cred că am făcut mai mult de 15.000 de coins. Băi, nebunie, băi, și câștigăm draft-ul, mă. Păcat, păcat, băieți. Mă așteptam la mai mult. Oricum a fost un draft senzațional cu jucători senzațional. Nu uitați să lași un like dacă și ție ți-a plăcut. Ne vedem la episodul următor. Vă pupovița, pa, pa.